Procurorii ar urma să ceară aplicarea sechestrului pe bunurile familiei lui Igor Dodon, care are statut de bănuit în dosarul Energocom. Cel puțin asta admite fostul președinte de țară într-o declarație făcută pe rețelele de socializare. Contactat de noi, purtătorul de cuvânt al Procuraturii Generale ne-a spus că instituția pe care o reprezintă nu a inițiat asemenea proceduri. Igor Dodon afirmă că acțiunile recente au scopul de a ascunde dezastrul din țară, în situația în care, adaugă el, revolta cetățenilor crește de la o zi la alta și totul atârnă de un fir de ață care se poate rupe oricând. Cu cât e mai mare dezastrul economic în țară, cu cât e mai mare disperarea guvernării că pierde susținerea oamenilor, cu atât mai mult această guvernare are nevoie să distragă atenția cetățenilor cu show-uri și alte acțiuni politice. Ce pot inventa ei de această dată? Să intenteze alte dosare penale pe deputații și liderii din opoziție, să pună sechestru pe bunurile familiei mele, ale soției, mamei și ale copiilor, scrie Dodon pe Facebook. Purtătorul de cuvânt al Procuraturii Generale ne-a declarat printr-un mesaj că instituția pe care o reprezintă nu a inițiat asemenea proceduri, iar purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas, ne-a scris într-un mesaj că cei care dau acum lecții sunt tot cei care au îngropat sistemul de justiție și l-au supus propriilor interese. Oamenii merită o justiție corectă unde hoții stau la pușcărie. În urma audierii din 29 decembrie, Procuratura Generală a menționat într-un comunicat că Igor Dodon este bănuit că ar fi cauzat statului daune de aproape 12 milioane de dolari, după ce în primăvara anului 2008, pe când deținea funcția de prim viceprim-ministru, ministru al Economiei și Comerțului, ar fi semnat un aviz de procurare a energiei electrice prin intermediul Energocom, cu aproape 30% mai scump decât prețul prevăzut în contract. Actele existente la acel moment. Fostul șef de stat se declară nevinovat și a menționat anterior că tot ce se întâmplă reprezintă un show regizat de guvernare pentru a distrage atenția oamenilor de la problemele din țară.